Reprezentanții aeroportului Suceava au spus că, datorită acestui sistem, aeronavele vor putea să aterizeze la Suceava și în condiții meteo dificile, de ceață intensă, cu o vizibilitate de 350 de metri pe orizontală și de 30 de metri vertical. În condiții obișnuite, vizibilitatea la aterizare trebuie să fie de 1200 de metri pe orizontală și de 60 de metri vertical. ALS este cel mai important și util mijloc de navigație, care asigură o apropiere de precizie a aeronavei, indiferent dacă manevra este făcută manual sau automat. Trebuie menționat că săptămâna viitoare la aeroport începe și montarea instalației cu hidranți pentru stingerea incendiilor la noul turn de control, lucrări estimate a se finaliza în maximum 2 luni. Până atunci este folosit în continuare vechiul turn. În ceea ce privește zborurile, în perioada 18 iunie-16 septembrie, o cursă charter operează săptămânal pe destinația Antalya. Din 3 august, compania Wizz Air introduce cursele aeriene pe ruta Suceava-Milano cu 2 zboruri săptămânale, miercurea și duminica, iar din 19 august vor fi 4 curse săptămânale Suceava-Londra. Pe plan intern operează Tarom, care are în program încă 2 frecvențe pe ruta București-Suceava-București în zilele de sâmbătă și duminică. Programul de operare este identic cu cel al curselor existente deja de luni și până vineri, respectiv decolare de la București la ora 21:20, aterizare Suceava la 22:30 și decolare de la Suceava la ora 5:50. Aterizare la București la ora 7:10. Cele 2 curse charter spre Antalya, care au fost până acum, au avut un grad de încărcare a aeronavelor de 100%.